au participat la lucrări de renovare a cetății Tighina în cadrul unui proiect european. Timp de 2 săptămâni, elevi și studenți de la Tiraspol, Tighina și Chișinău au muncit pentru restaurarea obiectivului istoric. Pe motiv că în țara noastră există un deficit de specialiști, tinerii antrenați în acest proiect ar putea fi și angajați. Ion Vedanu își face studiile la Centrul de Excelență în Construcții. Tânărul spune că participarea în acest proiect este un avantaj, deoarece după absolvire vrea să devină specialist în domeniu. Am participat la conservarea unui perete a cetății și la restaurarea acoperișului unui turn. Am mai participat la lucrările de drenaj. Pentru acest proiect au fost selectați tineri din toată Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. În afară de faptul că am obținut cunoștințe cum să conservăm și să restaurăm acest patrimoniu, am avut ocazia să facem un schimb de experiență cu colegii de la Chișinău. Studenții au fost antrenați și au participat la restaurarea zidăriei de epocă, dar și a acoperișurilor, a turnurilor din șindrile de lemn, la care muncesc în prezent experți din Turcia. Ne ocupăm de lucrări de consolidare și restaurare de mai bine de 20 de ani. E un lucru interesant, dar migălos. A fost plăcut să împărtășim experiența pe care o avem acestor tineri. În țara noastră nu sunt instituții de învățământ care ar pregăti specialiști în domeniul restaurării patrimoniului, spun experții. Această experiență este enormă din considerentul că ei văd în practică cum se realizează, văd concret cum muncitorii lucrează, cum prepară materialul și pe viitor au posibilitatea de a se angaja în domeniul dat, pentru că noi real avem nevoie de specialiști. Participanții s-au ales cu premii și diplome din partea organizatorilor. Programul Măsuri pentru promovarea încrederii a fost creat pentru a aduce persoanele de pe malul drept și malul stâng împreună și pentru a crea facilități și a crea capacități noi de restaurare nemijlocit pentru a crește o generație nouă de restauratori care ar putea pe viitor să participe la reabilitarea obiectelor de patrimoniu cultural. Pentru lucrările de conservare a cetății Tighina, Uniunea Europeană a oferit sprijin financiar de peste 1,4 milioane de euro.